Peste 30 de tineri și-au propus să sărbătorească cei 26 de ani de independență a Republicii Moldova într-un mod inedit. Ei au pornit pe biciclete în această dimineață din Chișinău spre Soroca. Și Jeni, cum interviu de la public? Eu că așteptam că o să iasă azi, mâine, nu mă și-am dat interviu. Oi, настал день X. Да. Я хочу сестрынц, еще... Крыдем к моему опыту, так сказать. Крыдем к предлагать у вами, но у меня прям приозечен был. Ну, хотя, ну, а может, что хотим? Ну, спасибо, Ленкс Мави. Три, пап, чинь, шанс, шапки, лоб, но вечу лоб, где же. Да. Это музыка с делами. Восмешен по тетрикам. Да, все, мы гондец, по-моему. Все, нам это не так. Я не паркурсу, а зачем эти посудки? Посуд по 10 километров. Я вот зачем должен встречать, знаешь, там к дяка 100, там попыт влево. А и дяка 10 километров настоит. Потому что я, может, видимо машины. Noi suntem încărcăm geanțele noastre. Numai că noi mai timp când asta încărcăm, că la noi e mie comod cu geanțe. Dacă să obosim, deam din nevoie asta încărcăm. Poate să fie frumos Chișinău. Dimineața când îți puțini oameni și puțini mașini și când merge câte o poliție pe drum. Sau cum sunt de poliție și pasările. Am mășit pornim. Sperăm că să ajungem vii la Soroca. Palupom! Principalul atribut într-un velo poiesc. Într-un velo tur. Asta eu când ceas atunci am amas. Atunci nu atinge scatul din parte indicativă. Atunci asta? Nu, e parte ceilalte. Stringă, stringă, vezi? Ne-au oprit un pic. Punem gențele. Mașinică. Sunte, grea. Ага, там пусть джинсы на машину. Мы в скорт, положение, один старт со спортсрота. Все, будем где сухо, где стимбат камеру. Да, тебе сел. Поменит, поносит, оформал. Все, костяк, парк. Bine ca mai iar ne putem schimba, pur nu să ne pierdem timpul.
mergem, încă mergem foarte mult. Încă ești 10% de drum la mine. După 30 de kilometri de mers, suntem lângă Românești. Mai avem încă 110 kilometri, oi. Mă tem și să mă gândesc. O, deja ne-a venit în sfârșit și-au. Și, vârjăvșii. Băză fric, da? Îmi pierd curtic cu sneaker. Nu mă și-am mâncat și eu. Începe dealul de la Peresecina, cel mai greu deal de până acum. Urez succes tuturor și ajungem întregi la deal și după asta încă plus 100 de kilometri. Am ieșit deloc aproape bicicleta. Să țărăm să nu ne apuce vreun cricel. Fuh.
Без музыки.
De multe ori să spunem. Da, da, da. Și trebuie să facem această sărbătoare frumoasă a independenței. Multă sănătate, Vimlui Raion Soroca, orașului Soroca, toți cei care sunt gazduri în această zi frumoasă. Și oaspeți. Și oaspeți. Și oaspeți. Frumoși. Ce să vă doresc? Sănătatea, în primul rând, pentru că ea este cea mai bună. Bunăstare, liniște, să trebuiască și împlinirea toate gândurile frumoase. Noi avem, ca de obicei, o plăcere deosebită de această zi frumoasă să facem acest muzeu. Independența pe biciclete este evenimentul nostru. Mulțumim foarte mult pentru susținerea și contribuția noastră la acest eveniment. Mulțumim pentru cazarea care ne-a suferit acum, că asta este importantă pentru noi. Tot vinerii din lume vă dorim în început cu această zi și, de fapt, să știm că noi, Republica Moldova, putem foarte tari și putem foarte prosperi și putem să facem foarte frumos. Săracă un eveniment frumos care și vrem să vedem și localitatea în cartătatea orașului, cetatea neapărat. Vă mulțumim încă o dată din suflet. Noi avem anumite ținite, da? Deci avem... În primul rând să vă mânăm, domnule președinte, să vă mânăm drapelul de stat al Republicii Moldova în semn de recunoștință pentru contribuția dumneavoastră în activitate și pentru susținerea pe care o aveți. Cu mare drag, vă rog să primiți. Domnule președinte, Ghenadi Muntean, pentru susținerea și implicarea în promovarea evenimentului de dependență de biciclete ediția a 6-a. Urați! Și un prezent care să vă aducă aminte că suntem în preajma, preajma monumentului Ștefan cel Mare, monumentul Ștefan cel Mare din municipiul Chișinău. Mare drag, felicitări. Domnului primar Victor Său pentru implicarea și promovarea evenimentului în evidență pe cuștete ediția 6-a, felicitări de primar. Medalia de implicare în acest eveniment a clubului. Dar eu n-am ajuns la Chișinău. Ajungeți, neapărat! Și vă rog frumos să primiți și un prezent de partea noastră, un semn de implicare. Pentru domnul care ne-a fost coordonatorul nostru în acest eveniment, Andrei Șitniu, vă rog să primiți medalia, diploma de implicare. Altă recunoștință, cu mare dragă. Doamnelor, le găsiți doamnelor din Consiliul Raiodal sau din Primărie să le... Mulțumim foarte mult! Cu mare drag, noi mergem deja spre Chișinău, mergem să vedem cetatea Sorocei, renumită cetatea lui Ștefan cel Mare. Vă rog să acceptați să facem și o poză comună în fața monumentului cu toți ciclistii. Cu asta noi deja începem să pornim. Așa, dați. Intrăm în cetate, în sfârșit. Pentru prima dată în istorie, în vieții mele, intră în cetate. Bună! Intrarea în cetate principală.